Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 14 martie 2023 și la 24 de ore după ce am aplicat tratamentul e timpul să aruncăm o privire, bate un pic vântul, o să mă uit eu un pic să văd dacă a căzut vreunul. E o furnicuță, dar mă voi uita așa prin telefon, cred că se va vedea mai bine. Eu așa cu ochiul liber nu văd, albina lucrează destul de bine. A fost cald, azi au adus polen. La acesta nu zăresc, căutăm la altul. E clar că nu trebuie să sau n-ar trebui să fie varoa dacă am făcut tratamentul foarte bine în toamnă. Totuși aș vrea să văd unul. O să se zărească pe filmare, e bine. Deocamdată eu cu ochiul liber nu văd. Bun. Bun. Dacă sunt toți sub puiet, cu puietul căpăcit, dar și pe albina liberă ar trebui să fie. Iată ce lucrează albinele. Ieri am curățat tăvile și azi deja au lucrat o grămadă. E și greu de zărit vreun varoa pe aici. Parcă zărisem. Gata, am văzut unul. Iată-l aici, la degetul meu, ia să vedem. Iată-l acolo. Un varoa, ia să vedem și ăștia. Și aici mai e unul. Mai fost unul. Acolo au fost mai mulți. Iată încă unul aici, încă un varoa, așa, deci mai cade câte unul. Căutăm să-i vedem unde sunt. Bun. Consider că 3, 4, hai până în 10 să fie, nu este o problemă. Gravă, situația gravă e de la, știu eu, în funcție de colonie, să zicem că undeva peste 50. Ia să mă mai uit la unul. Deci tot timpul trebuie să lupți cu varova. Dar trebuie să și-l vezi, mă, unde sunt. Stai, mă, să mai vedem varova. Deci el lucrează aproximativ 5 rame, este această colonie. Căutăm. Îi căutăm. Să zicem că
vedem primii varoa din acest an, da? Nu că ne-am dorit să-i vedem, dar îi căutăm. Oricum sunt, deci să nu stați liniștiți că nu e varoa. Varoa este, în caz că era o infestare mai mare, urma încă niște aplicări. Albina descăpăcește bine ramele care le are în subordine. Asta e colonie mai măricică. Ia să vedem aici. Deci am reușit să vedem și primii varoa anul ăsta, fiindcă toată lumea tratează, dar nu caută varoa, nu știu cum verifică ei dacă au varoa. Hai că pune tratamentul, dar unde e varoa, nu? Ah, bun, eu ce am tot zărit azi dimineață, tot 2-3 am reușit să văd. Acum văd că sunt mai chior, dar cam ăsta e nivelul, 2-3 bucăți, 2-3 bucăți, 24 de ore, e bine, stăm bine cu albinuțele. Bun, cam atât, am reușit să surprindem și primul varoa. Nu e necesar un tratament. Urmează să le pun, să mai descăpăcesc niște rame și să stropesc cu un sirop cu tea tree, cu ulei esențial, acele rame din marginea cuibului. Asta vom vedea într-o zi, să se mai încălzească un pic. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!